Vacanțele reprezintă în continuare un răsfăț pentru români, în condițiile în care aproape un sfert dintre aceștia nu au fost în nicio vacanță în ultimul an și doar jumătate și-au permis o vacanță mai lungă de 4 nopți, arată un studiu realizat de o agenție de cercetare de piață. Potrivit studiului, principalele motive pentru care românii merg în vacanțe sunt nevoia de recreere, deconectare sau distracție. Jumătate dintre respondenți au indicat că vacanța este un mod de a se răsplăti sau de a avea grijă de ei. Mă duc în Creta. Anul trecut am fost la Bulgari, da, la nisipurile de aur. Lipsa banilor este unul dintre motivele pentru care 23% dintre români nu au fost în niciun fel de vacanță în ultimul an, arată datele unui studiu online realizat pe populația digitalizată din România. Puteți o vacanță pe an? Din păcate nu prea. Când ați fost ultima dată în vacanță? De ceva timp, câțiva ani în urmă. Unde v-ar plăcea să mergeți? Ca să fiu sinceră, cred că în țara noastră, că sunt atâtea locuri frumoase de văzut, dar... De asemenea, mai mult de jumătate dintre respondenți nu au avut o vacanță extinsă. Pe de altă parte, doar 13% dintre persoanele din România s-au răsfățat cu cel puțin o vacanță de peste 4 nopți în ultimele 12 luni. România a fost țara unde au avut loc marea majoritate a vacanțelor din ultimul an, peste 91% din mini-vacanțe și peste 70% din vacanțele mai lungi. Studiile realizate în ultimii 2 ani relevă că tot mai mulți români aleg să petreacă vacanțe lungi în străinătate. Da, ne permitem o vacanță pe an. Locuiesc în Statele Unite, în statul Georgia, și o dată pe an, deci luăm o croazieră, nu în fiecare an, dar dacă nu mergem în croazieră, mergem să vizităm un stat, în Colorado, la Grand Canyon sau în California sau în Nordul Americii la Niagara, cascada Niagara, ne permitem, da. În cazul mini-vacanțelor de o noapte până la 3 nopți, cele mai multe dintre persoane preferă destinațiile din România. 52% dintre acestea aleg să meargă în mini-vacanțe la munte, în vreme ce 21% la mare.